Și ploieștenii creștini ortodoxi au venit astăzi în număr mare la Biserica Sfântul Vasile pentru a sărbători, așa cum se cuvine, nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în tradiția arhaică și ca Sfânta Marie Mică. Aceasta este prima sărbătoare a noului an bisericesc, care a început la 1 septembrie. Scriptura nu relatează despre acest eveniment, însă scrierile apocrife oferă foarte multe amănunte despre originea și copilăria Fecioarei Maria. Cea mai importantă sursă în acest sens o reprezintă Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-creștină din secolul al II-lea. Fragmentul referitor la Fecioara Maria a fost scris în jurul anului 140. Deși nu este considerată o scriere canonică, informațiile oferite pot fi considerate veridice, cu rezervele de rigoare. Acum începe anul bisericesc cu această mare sărbătoare care este închinată nașterii Maicii Domnului, care s-a născut din părinți bătrâni, ca și Avram și Sara, când au născut pe Iacov, pe Isaac, s-au născut din Ioachim și Ana, și noi o să facem și mâine pomenirea acestor sfinți ai Fecioarei Maria, din care s-a născut însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cel ce port în numele Maicii Domnului și mă cheamă Părintele Marian, aș vrea să salut, să transmit un salut creștinesc tuturor acelora care poartă numele Maicii Domnului, fie bărbați, fie femei, și să nu uităm un singur lucru, că este mijlocitoarea noastră, pot spune, aleasă dintre cei, dintre toți sfinții, care are unicitatea ei ca fiind Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ploieștenii au venit cu daruri la biserică și s-au rugat pentru ei și familiile lor. Este o sărbătoare creștinească a tuturor românilor și sărbătorim astăzi învierea Maicii Domnului. Ca orice creștin, lumea vine la biserică, cine mai e creștin în ziua de astăzi, cine mai crede în Dumnezeu, urmează această cale. În primul rând pentru sănătate și pentru copii și pentru familie și pentru rude și pentru toți care sunt bolnavi, pentru toți și pentru toată țara, să fie liniște, să fie pace să... și în lume. Și... M-am rugat pentru sănătatea mea, a familiei și a celorlalți. În popor există o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții legate de Sfânta Marie Mică. Se spune că astăzi, în dreptul icoanei Maicii Domnului, în fiecare casă creștină ar trebui să ardă o candelă. Se crede că acea casă va fi protejată împotriva focului, a vântului, a grindinei, dar și împotriva altor nenorociri sau rele. Totodată, în casa respectivă, Maica Domnului va aduce pace, înțelegere și zile bune.